Salutare tuturor, eu sunt Cosmin, iar astăzi o să discutăm despre revenirea desenului Powerpuff Girls, cât și revenirea desenului Casa Foster. Ei bine, dacă doriți să mă sunteți, puteți face prin apăsarea butonului de like, cât cercele de subscribe, plus clopoțelul pentru a fi la curent cu noile clipuri care vor apărea pe acest canal, iar ne întoarce de la clip. Ei bine, Craig McCracken a spus într-un tweet faptul că Powerpuff Girls, cât și Casa Foster, vor reveni cu noi rebooturi. Creatorul original acestor două serii clasice animate, în producția Hanna-Barbera Studios Europe. Rebootul pentru fetițele Powerpuff va avea plotul seriei originale din 1999, cât și animația aproape identică ca aceea din desenul clasic. În timp ce Bubbles, Buttercup și Blossom se confruntă cu o varietate de răufăcători formați din amici familiari, cât și noi amenințări pentru cele trei fetițe Powerpuff. Foster Home for Imaginary Friends va reveni cu un nou desen animat original pentru preșcolari, primind o nouă distribuție de prieteni imaginari. Craig McCracken, care și-a început cariera la Hanna-Barbera Cartoons în 1992, a mai creat pentru Disney Channel Hoinarul Intergalactic, cât și pentru Netflix Kid Cosmic. Revenirea lui Craig la Hanna-Barbera a fost o oportunitate pe care nu o putem rata, a declarat Sam Register, președintele Cartoon Network Studios, Warner Bros. Animation și Hanna-Barbera Studios Europe. Seria originală Powerpuff Girls a debutat pe Cartoon Network în 1990. De-a lungul celor 78 de episoade, serialul a câștigat două premii Emmy, cât și numeroase alte premii de animație. CW încă lucrează la un film live action al acestui desen, după ce anul trecut s-au mai pus alte informații la acest nou film live action. Foster Home for Imaginary Friends a fost difuzat inițial timp de 6 sezoane pe Cartoon Network. În timpul difuzării sale a câștigat 6 premii Emmy și a devenit un clasic pentru generațiile mai tinere. Ei bine, la prima vedere, cred că sunt niște noutăți foarte mari, fiindcă Craig McCracken este unul dintre cei mai mari creatori de desene animate de la Cartoon Network și abia aștept să văd aceste două serii care vor apărea cât de curând, sperăm. Ei bine, aici încheiem clipul, dar voi ce părere aveți pe aceste două noi rebooturi? O să le așteptați? Puteți lăsa un comentariu cu părerea voastră, iar noi ne vom vedea la un videoclip. Ciao!